Versace de la Florentino De Lure lansează o colecție nouă de costume și ținute casual. Freedom, flexo, simplu, liber sunt termenii care ar descrie perfect. Detalii mai multe nu vă spunem, dar aflăm chiar de la cei care au creat-o. Serghei Grigor, CEO Florentino De Lure, este în această după-amiază în platoul Vorbelor Bune și mă bucur și vă spun vouă celor de acasă, da, poftim, poftim, te așteptăm, că practic toți prezentatorii salut din cadrul televiziunilor poartă costumele voastre, mă rog, sacourile, că mai mult prezentatorii se văd așa, doar până la brâu. Serghei, care este istoria brandului Florentino De Lure? Istoria brandului pornește din 2014, creat cu multă pasiune. La revenirea mea din România după studii, m-am gândit că ar fi foarte frumos de a pune accent pe arta culturii vestimentare. Lipsa acestui domeniu bine pus la punct și de aici, din dragoste de a crea ceva frumos, s-a lansat și brandul Florentino De Lure. Care sunt valorile brandului vostru? În primul rând, abordarea individuală a fiecărei persoane. Fiecare articol vestimentar se creează în funcție de modul de viață. Cel mai important punct pe care punem accent este după felul cum arată persoana, înălțime, greutate, tenul pielii. Și tenul pielii contează? Desigur că da. Am să dau un exemplu foarte scurt. Foarte mulți optează pentru culorile în trend. De exemplu, acum 2 ani fiind culoarea Bordeaux în trend, pentru cei care sunt cu tenul deschis, niciodată nu îl va avantaja. Și atunci, noi suntem cei care îi ghidăm în funcție de eveniment, în funcție de necesitățile pe care le are. Așa, Miri, în mare parte sunt cei care apelează la serviciile voastre. Pentru această vară, în sfârșit, s-a dat liber la evenimente. Da, exact. Care sunt trendurile în materie de ținută pentru Miri? Trendurile la Miri, mereu încercăm să începem să aflăm locația, să aflăm tipul de roche pe care îl are, pentru faptul că este important să pornim de la aceste două puncte. Desigur că cel mai corect ar fi să mergem de la un tip de smoking, tuxedo. Ulterior, sunt persoane care vor ceva personalizat și atunci avem și serviciul de made to measure, atunci când se creează pe măsură. Ca în filme, știi? Când se așează domnul și îi iau măsurile. După care se iau măsurile și se creează costumul exact pe măsura clientului. Desigur, luând în considerare și dorințele care le are și încercăm să ajungem într-un final la o ținută exclusivă și făcută pe măsură. Lansați o nouă linie, Freedom. De ce Freedom și ce va însemna asta? Da, deci Florentino Freedom este un B-brand lansat recent cu un tip de costum flexo care presupune a fi o linie mai accesibilă ca și prețuri, dar nu combatem nici de cum calitatea articolelor. Totodată ne orientăm spre segmentul, spre tinerii care vrem să le transmitem această cultură de a purta costumul elegant, dar într-o formă mult mai ușoară. Adică, practic, da, cum ești ceva de genul, unde ai posibilitatea de a purta costumul cu un tricou polo, cu Adidas și datorită construcției cu elasticitate, îți oferă un confort maxim. Deci, efectiv, nu percepi că porți un costum elegant. Așa, gen nu ești încorsetat și tot timpul trebuie să stai așa. Cu șiret în talie, cu elastic, în care absolut îl poți purta zi de zi și în felul ăsta nu ai acel disconfort că porți un costum și te obosește.
Știu că ați realizat și un spot video de promovare a acestui BB brand și vrem în aceste momente să îl admirăm. Este creat de unul dintre cei mai bine cotați creatori de video din spațiul românesc, Roman Burlaca. Vizionăm spotul, după care revenim aici cu alte detalii. Îmi plac diminețile. Sunt noile mele începuturi. Sunt încă o șansă de a demonstra că se poate mai mult. Mai mult decât ieri. Mă las dus de val pentru a depăși orice obstacol. Îmi plac zâmbetele și oamenii liberi. Așa sunt eu, așa e Florentino. Simplu, liber. E un spot cu care vreți să acaparați mapamondul. E așa o imagine complexă. Da, exact. Asta și a fost dorința mea împreună de a crea un spot video la nivel internațional. Și atunci am apelat la ajutorul lui Roman pentru faptul că, de fapt, el este cel mai bun. Și atunci am încercat să transmitem mesajul cel mai corect pe care ne prezintă la moment Bradul. Creați costume și pentru dame, pentru că cumva toată lumea crede că îmbrăcați doar bărbații. Da, exact. În 2018 am lansat și linia de dame, ceea ce recent am venit și cu o linie de cașmir și mătase, fiind un produs premium foarte solicitat pe piața noastră. Și segmentul de dame l-am dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, totodată punând accent pe detalii, calitate și, desigur, cel mai important, doamnele vor ceva exclusiv ca să nu se repete acel articol. Și atunci avem această posibilitate de a oferi inclusiv și abordarea de către croitorul personal. Chiar odată la două luni avem invitația unui croitor de peste hotare, un croitor cu renume mondial, unde fiecare client care dorește să-și facă ceva exclusiv are posibilitatea de a avea acea consultare cu croitorul. E o experiență unică, cred eu. Bravo vouă, în primul rând, pentru gustul și simțul estetic pe care l-ați adus în Moldova, pentru că aveam nevoie de asta, dacă femeile cumva se îmbrăcau bine, arătau bine, în bărbații erau așa cumva pe planul 2. Mulțumim pentru această investiție de timp și de pasiune. Spor la muncă și abia așteptăm să vedem noile creații pe care le mai faceți, atât pentru persoanele publice, dar și pentru cei care poate nu vor să fie publici, dar vor să fie îmbrăcați corect și frumos.